Deci continuăm studiul poeziei lui Eminescu. Vom încerca, în primul rând, să citim poezia împreună și să o analizăm, încercând să găsim valori noi, expresii noi, să găsim care este ritmul, în special o poezie ca glosă, este aproape ca un ritual. Ce aș vrea să faceți este să găsiți o acțiune scenică, un fel de călătorie inițiatică. Deci e ca și cum este această poezie o inițiere. Masca fericii. Haideți, haideți, haideți. Cântec de sirenă, ca să schimbe actorii. Te momește în vârteje, te momește în vârteje, te momește în vârteje, ca să schimbe actorii în scenă. Lucian va trece dintr-un ritm, să spunem ritm african, în ritm sud-american, în ritm balcanic, fără să vă spună când trece, când se schimbă. Deci voi trebuie să simțiți când se schimbă ritmul dintr-o structură într-o alta și să vă adaptați noului ritm, exact. Help!
încercăm ultimul exercițiu de grup bazat pe două subiecte. Unul este fragmentul, cred, cel mai important din Zeami. Gândiți-vă ce fragment vă atinge pe voi sau vă inspiră pe voi sau vă neliniștește pe voi. Și doi, profităm de această ocazie pentru a face un fel de revizitare, rememorare a acestor zile, o impresie despre ce mi s-a întâmplat mie sau acestui grup fiind aici, în paralel cu descrierea textului. Înțelegeți ce spun? Da. Adriana Bordan. Nu uitați niciodată de unde ați pornit. Caută ceea ce nu știi! Noutatea este importantă. Dar asta nu înseamnă că actorul trebuie să experimenteze cu stiluri nemai văzute sau ieșite din comun. Dar astfel de artiști sunt foarte rari. Eu am încercat.